Conducerea vicecampioanei României la rugby CSM Știința Baia Mare a decis prelungirea raporturilor contractuale pentru o perioadă de încă 3 ani cu jucătorul Mihai Dico. Născut pe data de 16 august 1987 în Baia Mare, Mihai Dico a început să practice rugby-ul în clasa a 10-a la liceul cu program sportiv. Prima legitimare ca junior s-a consemnat în data de 24 aprilie 2004 la CSS 2 Baia Mare, urmată de 2 ani petrecuți la CSS Gura Humorului în perioada 28 iulie 2006. În vara lui 2006, la vârsta de 19 ani, Mihai Dico a fost legitimat la echipa de seniori la CSM Universitatea Remin Baia Mare, club alături de care a cunoscut toate marile performanțe. Pe plan sportiv, primul pisc atins de pilierul de 30 de ani a fost prezența la campionatul mondial sub 19 ani din Dubai. A urmat convocarea la echipa națională de tineret sub 21 și prezența la campionatul european, unde a obținut medalia de aur împotriva Rusiei. Debutul la prima reprezentativă a avut loc în 14 martie 2015, într-un meci din cadrul Rugby Europe Championship dintre Germania și România, încheiat cu scorul de 12-17. Pe lângă Mihai Dico, jucătorii John Leatawa și Paul Rusu și-au prelungit contractele cu CSM Știința în această iarnă. Lotul echipei băimărene de rugby se pregătește pentru a doua parte a campionatului. Returul Superligii va debuta la sfârșitul lunii martie. În prima etapă, CSM Știința va întâlni în deplasare echipa Politehnica Iași. După turul competiției, băimărenii ocupă poziția a treia a clasamentului cu 21 de puncte, cu 3 mai puține față de primele două clasate, Timișoara Saracens și Steaua București.